au depus coroană de flori lângă un monument care nu are cam nicio nume și nicio descriere. Și accesul e foarte ciudat spre monumentul ăsta din piața Tineretului. E doar iarbă din toate părțile. Aici e o alee asfaltată care aduce la zidul ăsta gol din fontă, din oțel. Acolo e imitat o poartă, o deschidere. Aici jos e o fontă în formă de cruce, care nu știu ce semnificație a avut. Și pe spate sunt alte două cruci cu inscripția abia vizibilă sus, 1989. Și acolo sunt multe nume. Și 6 inscripții de neidentificat, deci atâția ăștia oameni au murit la Revoluția din Timișoara pe 17 decembrie, 31 de ani în urmă, dintre care câțiva n-au putut fi identificați. Dar de ce atâta discreție, de ce ascuns așa în interior, în interiorul monumentului din piața Tineretului? Greu de explicat. Să ne explice autorii proiectului și autoritățile.